Salut! După cum vedeți în titlu, aș vrea să mă reapuc de YouTube. Adevărul că mi-a plăcut foarte mult să fac asta. De când eram mic, am început să fac videoclipuri pe YouTube și am continuat aproape până la terminarea liceului. Eram foarte fericit în perioada în care am putut să fac asta și mă simțeam foarte, foarte bine când vă aveam alături. Mă bucura foarte mult de toate comentariile drăguțe și de toate aprecierile, dar cel mai mult mi-a plăcut că puteam să împart lucrurile interesante și ideile mele cu voi. Am început totuși facultatea și mi-am găsit și un loc de muncă și n-am mai avut așa de mult timp pentru YouTube. Îmi place ceea ce fac momentan, dar nu simt că mi oferă aceeași libertate și aceeași bucurie pe care o aveam atunci când făceam videoclipuri. Aș vrea să am posibilitatea să fac ce făceam înainte și de aia vreau să am un loc în care să încarc orice lucru nou interesant pe care îl găsesc sau orice idee nouă pe care o am. Așa că m-am decis să-mi deschid un canal nou de YouTube. O să vă întrebați de ce canal nou. Probabil principalul motiv e pur și simplu faptul că vreau să consider asta ca un nou început. Și un alt motiv totuși ar fi algoritmul YouTube-ului care nu recomandă videoclipurile canalelor moarte, să zic așa. Adică în cazul meu am peste 3000 de abonați și dacă din ăștia 3000-2000 sunt inactivi, YouTube o să consideră că videoclipurile nu sunt suficient de atractive, ca să dea toți abonații click pe ele și atunci o să le recomande mai puțin. Uh, dar în orice caz, dacă ești interesat de jocuri sau lucruri pe care le-ai putea face pe calculator, de exemplu modelare 3D, programare, aplicații, sau dacă efectiv vrei doar să mă susții, te invit cu drag să te alături canalului pe care o să-l găsești în descriere. Încă o dată, mulțumesc mult pentru tot timpul petrecut pe acest canal și pentru toată susținerea voastră.